Da. Ionuț Buleu are o întrebare la vlogul de ieri. O curiozitate, am cum te sunteți atât de calmi în cuplu? Eu știu că unele lucruri se taie la montaj, dar parcă sunteți prea calmi uneori. Care e secretul calmității voastre, Grisi? Mobilul tău? Nu ne tragem de păr. Suntem ok. Suntem doar calmi. Este... Eu înțeleg că Grisi este o persoană. Și eu înțeleg că Horica este o persoană. Ea are autonomie în viața ei. Și Horica are zi. Și Horica are autonomie în viața lui, dar eu am un pic în plus în viața lui. Asta e. Nu, și el înțelege lucrul ăsta și de-aia e așa o mare armonie între noi. El înțelege că s-a născut pentru ca eu să am dreptate. Ai stricat totul, ai stricat totul. Netul ăsta de la maica mea merge foarte greu. Ăsta e vlogul de 10 minute și la 78% mai are 49 de minute să se încarce. Ia uitați ce thumbnail i-am pus. E ăsta. Hristos a înviat! Iară vorbești la telefon? Ce vină părinții lui Matei. Ok. E prima zi de Paște și ne pregătim să mergem cu toții la tanti Gina. De obicei mergeam în a doua zi, dar s-a schimbat un pic programul din moment ce marți se mărită sora mea. Priviți ce outfit are mama. Mama. Bine, putem să o lăsăm pe mama. Stați să vezi ce outfit are Grisi, care se duce la tot felul de creaturi de modă să-și cumpere chestii. Pa, pa, pa! Hei! Toată lumea e foarte elegantă. Acasă seamănă un pic cu invazia din Normandia. Ce facem noi acum? Mamina, nu mai vorbești la telefon? Măi, am terminat cu telefoanele, acum plec la vizită. Sigur, l-ai luat cu tine în cască? Da, sigur, în cască. Bine, pa, pa! Ziua! Hristos a înviat! Ce faceți? Se pare că am ajuns de vreme și ăștia încă se mai schimbă. În cămară la tanti Gina. Vreau să vin în cămară la tanti Gina, așa, clandestin. Păi ce ești în cămară la tanti Gina, clandestin? Ei, Georgiana! Ce avem aici? Asta e un puiuț? Ce-i asta? Și dar ce mai are pe aici, în afară de astea două? Plăcintă creață. Plăcintă creață? Wow. Tortul e în frigider. Ah, ia să-l vedem. Pe spate acolo e o pască. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ai distrus? Ce e stanța? Mamă. Ce? În engleză se zice the dick has to be longer than the distance. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mai spart. Am pește cu susan. Am salată de pește afumat. Așa. Aia e pentru voi, special, special. Da, știi, nu? La voi vă refer. Așa vorbește mai așa. Așa. Deci, ce mai am de... De pură? Asta e super. Am așa. De ce am mai gustat? Da? Sărmăluțe în foi de viță, da, așa mai încolo. Două ciorbe. Am pește somn pe grătar bulgăresc. Nice. Da? Așa. Ok. După aia, friptură de miel. Atât. Friptură de porc. Atât. Salată, așa. Eu vreau să vă zic ca să o luați încet. Așa. Să nu zicem foi de viță, v-am spus. Am tort, brânză, de-aia, plăcintă, creață, pască și, ce mai am? Blancuri exotice. Și ce mai am, bă? Și eclere cu de-aia de lămâie.
7 feluri de mâncare. Lumea se ceartă. Plus subspecii. Da. Vine desertul, cred că în vreo 2 ore. Așa e în fiecare an. Pentru că e un fel de competiție între tanti Gina și bunica mea în mâncare și în câte feluri de mâncare o să fie servite și cât de sofisticate sunt. Și acum bunica mea se ceartă cu Vărâmiu Ștefan despre... Bunica mea e fan Fuego și s-a dus la concert Fuego și Ștefan nu e, evident. Și cam astea sunt discuțiile. Avem păreri de la fața locului? Mamina, cum a fost la concertul Fuego? Dragă, mi-a plăcut foarte mult. Fuego are voce bună și este sala era absolut plină. Deci... Nu m-a și e pentru noi. Ștefan, vreun comentariu? Nu pot să comentez de Fuego că mă dezmoștenesc. Tare e puțin zis. Să moră dacă nu se zguduia blocul. Așa? Blocul se zguduia. Și eu mă întreb de ce n-au venit vecinii să-l bată la ușă, să-l omoare. Păi chiar că habar n-aveți. În 66 s-a... Băi, dar mai lasă-o pe mai că te să vă adică ceva. S-a întors lumea cu curul în sus, mă. Termină, măi, de-a uitat. În 66, da. Serbia nu mai există. Având în vedere că mai sunt minim 2 ore până la desert, să băgăm niște eclere de la tanti Gina. Eclerele lui tanti Gina, le visam în liceu. Așteptam să vină momentul când e fie ziua lui tanti Gina, fie Crăciun, Paște, și poți mai bagi niște eclere de astea. Hey, alo? Hei, s-a înviat! Adevărat s-a înviat! Hei, Georgi, ce faci? Ești hey, în vlog, te filmăm chiar acum, adică ecranul. Ești în vlog. Chiar te filmăm acum, doar că ecranul. Ah, super. Să nu spui prostii sau să nu vorbești cu sau cu chestii. Hey. Pardon. Monica a băut. Da, e ok. Ce faceți? Bine, uite, suntem pe la Constanța. Georgiana, sora mea are niște invitați la mama. Da. Trebuie să băgăm tortul, să mănânc tort. Direct cu salata. Cu salata? Da. Super. Perfect. Poți să mă duc să-l aduc? De ce să nu-l aduc? Unde este acest... Frigiderul mare. Frigiderul mare, aha. Sunt bine. Am chiar un plan cu tortul, vezi? Plăcinta asta? Da. Bună treabă! Vreți plăcinta? Grisi, ia tu plăcinta? E plăcinta. Mărică, mă, dar tu ce faci aici? Ok. Acum... Și încă o dată nu-i făcă-i. Acum urmează nu știu ce chestie în Maro. Maro. Dă-o încoa. A, Leano. Deschis sau maro închis? Asta-i pască cu ciocolată. Pască, bagă pască cu ciocolată. Și cu... Ne-am venit cu friptură, da? Portocală, dă-mi și mie. Asta-i toată. Amestecă un pic. Și ultima etapă, eclerele. Nu le mai iau, le mănânc direct aici. Ce ai mai băgat acolo? Eclerele. Nu mai mânca ecler. Aduc salată, da? Tipic greșit. Asta e treasă, dar stai cu mine. Ce lume ar fi cu aia? Ce ai făcut? Ai vărsat? Dar ce ai vărsat? O, să-mi... Era la mine, toată... Bă, până la cameră, că mă mâncă eu din nou omoară. Mulțumim! Prăjiturile le-am
Am plecat, pa 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 pa